astăzi alături de mine se află prietenul meu, colegul meu, îmi permit să spun așa, da? Cum vrea mușchi, Doru Octavian Popovici, domn profesor, așa cum îl cunosc, ediție, elevii de la Ștefan cel Mare. Reîncălzită, că sunt în reluare, nu? Nu ești adică în reluare? Sunt în bis la emisiune, da? Da. Cred că știți deja că a mai fost la De Bun Gust, a venit, ne-a mai gătit o rețetă, a fost o rețetă dinamită, chiar așa se numea, dinamită, pentru că era știu extrem de condimentată. De la destui, inclusiv elevi de-ai mei, cărora le curgeau banele, ce să mai învârtim, și care au gătit acasă și mi-au zis că să-mi dea Dumnezeu sănătate. Zic, bă, sănătate mie îmi dă, zic, ați simțit că v-a dat după ce ați mâncat atrocitatea aia? Și că nu mai, da. N-am mai vrut să comenteze, nu, după da. Această întrebare. Toto, ce mi-ai făcut? Cu ce te mai ocupi? Te vedem la televizor, te auzim da, la radio. Da, dar și eu mă văd la televizor și când apuc să nu mă duc la... Poate, e de mare efect. De vici, adică continuăm, ce? Ne aflăm în viața mică a municipiului Suceava, oamenii merg și prin fața camerei. Și nu mă știu, e un an și ceva, nu, de când am făcut aia. Da? Am făcut destule în anul ăsta, am jucat fotbal, nu știi că am luat și cupa aia la Cernăuți, meci, am jucat fotbal internațional și am luat trofeu. Am mai văzut vreo 2-3 concerte, mă pregătesc acum de... concertul suprem din ultima perioadă, știu, de vreo 3 ani încoace, respectiv Gianni Winter la Sighișoara pe Winter. Păi unde, uite, ce zăpadă! Da, când să vină Gianni Winter, dacă nu în februarie, pe 23, chiar de ziua lui, și trepidez la gândul ăsta. În rest, cum să spun, griji de tată cu copil în bacalaureatul ăsta, de cum îi cum e ce mă, frate, ăsta, da, eu zic altfel, la radio cel da. Puțin, zic altfel aici la televizor. Ai grijă cu ce neau, avem probleme dacă, nu, cu ce, da, dacă îl facem fel și terminologia care vorbesc eu de ministrul meu e necineabilă, da. Așa, neacademică. Neacademică, da. Ca și cu arătare, deci da. Despre arătare că asta cum să vorbești, altfel. Știi ce vreau să te întreb? Eu am o mare n-am mai zis, atenție, n-am mai prins pește. Deci nici la mine acasă nu gătesc, că n-am am prins câțiva peștișoare astă vară, dar s-au dus de mult. Dăm drumul? Hai! Va fi mai ieftin această rețetă decât dinamida tot pe care ați gătit-o în prima ediție a emisiunii. Două conserve de carne, cred că fac acum. Poate puțin mai... Nu, cam pe acolo ieși. Cam pe acolo ieși, da. Ok. E de mare efect, adică suntem, deja emisiunea are audiență și chestia mă bucură. Și da? Și în piață. Da, uite, ne... Da. Ia uite, avem și acolo, da, Pepe, cum? Ia-l pe Pepe, se poate, ești un cantonament? Noi ne străduim să filmăm o emisiune aici, da. Dar lumea ne iubește. Pentru cine nu știe, domnul Pepe Armeanca, fost mare fotbalist și actualmente în staful echipei locale de foarte multă vreme. Că banii de la ferestre, dacă știam, veneam și eu mai des prin piață. Și, dar eu stau aici, mi-au punct fix dacă... Nu dați la bun gust, nu? Asta filmăm, na. Asta facem. Mulțumim mult! Mulțumim frumos! Tot acolo e cu bulionul, știi, am o chestie cu bulionul? Tot acolo... Mă apropiez să când mă pândesc. Când mi-o crește, când mi-o ia. O bună întrebare, Dodo a fost întrebat în piață când mi-o pânde. Mă rog, fiecare om cu curiozitatea sa. Dacă ne vedeți în piață, să știți că nu este vina televizorului, să nu vă legați de bietul aparat. Ideile. Nu, și restul, nu? Vai, restul e al vostru, măi, nu s-o obișnuit. Eu nu s-o obișnuit să am atâția bani. Da. Eu m-am gândit că nu ești obișnuit să faci cumpărături și că soția ta, de fapt și de drept, se ocupă de toate cele trebuincioase în casă. Stai că... Nu cred că am luat-o bine. Da, ai bine, acum da. Asta este. Nu, da. Piața e gerul și asta n-avea nici cuman, nu cred că mai găsim noi ceva. Nu-i plus ăsta, intermedia, de data. Lucrez cu concurența acum. Andrei, oprește un pic, mă duc să-mi iau și o lingură. O lingură, vă rog frumos, să-mi dați și mie. Very, very good. Ai oprit, da? Măi, ne-a prins publicul mâncând din oală. Hai să terminăm rețeta.